Noi dorim să vă oferim de noastră biță. Probabil sunteți flămânde. Da. Poftă bună! Bună ziua, avem un cadou pentru voi. Asta pentru dumneavoastră. Poftă bună! Mulțumesc! Cât e cald! Bună ziua, avem o pizza pentru voi. Poftă mare! La fel! Bună ziua! Bună ziua! Haide-le, fetiță! Ultima fetiță, o pizza gustoasă, să o mănânci împreună cu bunica sau mămica? Bunica! Bunica, cu bunica să o mănânci împreună? La revedere! La revedere! Pentru scopurile astea și așa eu căpătam multe chestii care le-am, de exemplu ceas, iPhone și chestii de genul. Dacă tu ești o persoană invidioasă în viață și de una te uiți la altcineva și critici pe cineva că el are mai mult decât tu ai, atunci crede-mă că tu departe n-ai să ajungi în viață. Tu ai să rămâi acolo ca o babă care stă pe scaun și bârfește de una. E că și el, și el, iată iar vine cu mașina și iată are casă. Treaba lui și are. Nu te băga în viața altcuiva. Și am eu, e treaba mea. Eu am muncit pentru ce am. Voi nu știți, voi mult foarte mulți din voi nu știți prin ce am trecut eu să am lucrurile astea. Mulți din voi nu știți că eu când eram copil, ca să am ceva, să-mi cumpăr o înghețată, că mama mea nu-și permitea să-mi dăi mie 2 lei, 2 lei asta, lei moldovenești, eu nu știu, convertiții, că nu sunt lei românești. Nu-și permitea ca să-mi dăi mie 2 lei ca eu să-mi cumpăr o înghețată. Știți ce făceam eu? Mă ducem la gunoi, strângem sticle, strângem carton, hârtii și mă ducem, le dădem acolo la o bază, îmi dădeau bani și mă ducem și-mi cumpăram o înghețată. O înghețată. Spălam rutierii, mașini și n-aveam prieteni pentru că... Și eram bagiocorit în ogradă. Nimeni nu vrea să prietenească cu mine că eu mă ducem la gunoi, strângem sticle, carton, ca să-mi cumpăr o înghețată. Eu în viață am trecut prin multe și eu știu și e greu. Știu și înseamnă să treci prin greutăți. Dar niciodată n-am fost invidios pe cineva că el avea mai mult. Și am învățat să mă mulțumesc cu ce așeam. Și cumva mi-a spus că am învățat ca să lucrez pentru unii lucruri. Ca să am unii lucruri, am învățat să lucrez. Și să nu spun chiar de ce la are. Și eu n-am. Dacă ceva mi-a plăcut, eu zic, eu asta am și eu știu că asta am lucrul ăsta, dacă eu asta lucrez. Și nu contează ce faci, nu contează că câștigi bani din YouTube, nu contează că câștigi bani de la piață, nu contează ce faci, contează să nu furi și să faci și lucruri cinstit. Părinții lui Nikita, ei tot a trecut prin greutăți și nu era ușor. Voi, mulți din voi, nu știu povestea mea, povestea lui Fabi, povestea lui Nikita, lui Bogdan, lui David. Și vă place să stați în fața la un călcător și să comentați că el are casă mare, că el are mașină. E foarte ușor să stai, să critici, să judici, să invidiezi și singur să nu faci nimic ca să ai lucrurile cele pe care alți oameni le au. Eu am crescut un copil foarte sărac, foarte, foarte sărac. Și am un verișor foarte bogat. Părinții lui au mașini scumpe. Verișorii mei are mașini scumpe. Iaz, restaurant, hotel. Și eu ca copil, crescând mare, eu niciodată nu m-am uitat la dânsul, zic, iau ce are el. Mie, de fapt, era tot una. Și eu știu povestea lor, știu că ei tot au muncit să ajungă unde ei sunt acum. Și în realitate, bogăția nu constă în lucrurile pe care le ai. Și dacă tu ești o persoană care se uită la altcineva, care critică, că și el are și chestii de genul, cred că m-am repetat de 100 de ori în video ăsta, atunci nu ești o persoană bogată. Și ar trebui să te uiți în inima ta și schimbi ceva în inima ta. Pentru că dacă tu invidiezi și judești și critici, tu ai probleme. Și în genere mă satru oamenii când vrei să faci ceva frumos și oamenii sunt pe te critică, te înjură, te stărui să faci bine, oricum iese rău. Învățați să iubiți pe aproape vostru, nu să-l criticați. Cât de rău n-ar fi aproape vostru, cât de bogat, cât de sărac, iubiți aproape vostru. Și nu invidiați. Invidia este primul pas, nu spre succes, dar spre prăbușire, să cazi și să nu ai nimic în viața ta.